Salut, eu sunt Mihai și bine v-am găsit la un nou episod din GTA Vice City Stories. Ei bine, după cum vedeți, refăcut stocul de armament după ce în episodul trecut au vrut frații Mendez să ne întindă o cursă și să ne omoare definitiv, adică să ne șteargă definitiv de pe fața pământului, adică să ne șteargă pe frații Vance. Și au vrut să ne declare război. Ei bine, război au și primit. Război au vrut, război or să și primească. Și are făcut mie egal, nu? Oricum. So long, shlong. Farewell, faithful friend. The phoenix must burn first before she rises. That is Freddy, hey, what's wrong? Darling, he wants to be dead. Oh. The eagle man. Mendez put you in contact with Ricardo Diaz. Said it was destroyed of me. Not as well as him. Pentru asta. Oh, wait. You guys were in hiding? Yes, but I could not deal with him. He talked too much. Sprinkled me any blow. Cook up my air fryer. It was too goddamn much. Diego Mendez. Mendez? Serios? Okay. Diego's men will be here any second. I just know it. I'll hold them up. You'll have to find your own way to the hospital. Find my own way? But darling, I always have. Yeah. Be scared. It's minigun time, motherfuckers. Oho. Mini, mini gun. Așa, fugiți. Fugiți de mini gun. Sau cum îmi place mie să-i zic, fierăstrău de fraier. Nah. Fierăstrău de fraier sună prea option. Parcă aș fi un Armageddon. Bună, Reni. They've found me. Help me, darling. I'm near the Malibu. Of da. Se ia o mașină. Minunat. Nu găsesc nicio mașină, numai cartulețul de golf. Parcă îmi dă un flashback către un show obișnuit. Rezistă, Reni, vin! Nu las oamenii la greu, nici măcar tu. Nu vreau să jignesc pe YouTube.
bun, am oprit radioul ca să nu ne luăm copyright. Adică ca să nu ne luăm copyright. Și acum hai să mergem către Reni, că e în pericol. A zis lângă Malibu. Și unde e clubul Malibu? Washington Beach. Aproape am ajuns de Washington Beach. Ok, vin să te salvez. Hai să mergem la spital. Că nu ești în siguranță. Mișto piesa cu Balls to the Wall. Doar trage, trage, că știu că știu că folosești bine arma. Așa, văd că te știi bine cu arma. Ai și anuncat o mașină în aer. Perfect, Reni. Felicitări. Bine că ești în regulă. Ia cât pe aici să o fac lată. Ai cabinetul lui Ken Rosenberg de avocatură, a? Și aici cum o luăm e ca și cum ar fi început GTA Vice City. Sincer să spun, nu știu dacă e să mai continui, că văd că este ora 1.58 când filmez eu. Hai să zicem că o să mai facem o misiune. Văd că la lens mai am o misiune.
Lost and Found. Hey, Vic. Is Louise still in the hospital? Yeah, but she'll be getting out soon. That's good. Look. Oh, Externazzo. Coming down today. I'm gonna meet you there. Wait a minute. Why are you asking about Louise? Take it easy. It's just that, you know, Martinez called and he said that he's gonna pay her a visit. And I don't think he means to take some fruit. What? Look, the hospital's got security. She'll be fine. Let you and me just go make some money. You're kidding, right? Oh, man. Get your priorities in order. Ciudat. Să mă duc la spital din oraș pentru a o lua pe Luis. Ah, o externat-o pe Luis de la spital, că era misiunea aceea cu Martinez. When it hurts most. Da. Misiunea, știți episodul cu unde doare cel mai mult când am dus-o la spital că era rănită grav? E bine. Iar acum mă simt nevoit să o iau din spital. Știți cum e. Oricine așteaptă o externare, păi să zicem, da. Acum, uitați-vă, și la TBC am fost odată internat pentru, tot așa, probleme respiratorii. Aveam bronșită. Da. Și atunci așteptam externarea, doar că ceea ce îmi plăcea la TBC e că aveau televizor. La județeană nu aveau televizoare în salon. Și nu înțeleg, de ce nu pun ăștia de la spitale televizoare pentru pacienți? Că ar trebui să aibă și facilitatea asta de a se uita la televizor. Ups! Duc la acoperișul spitalului ca să fur elicopterul spitalului. Oh, Lance, ce faci tu de intri în belele mari? Că elicopterul n-are girofar. Da. Oricum, exact, Lens iarăși s-a băgat în belele uriașe. La câte abelea e? Uite clădirea.
Ăsta-i... Alens, ce faci, idiotule? Omorâm pe oamenii lui Martinez. T-auzi, divide și cucerește. Asta e o expresie de-a mea preferată. Stai să ne apropiem un pic. Știu cum procedez. Întâi atac primul elicopter, apoi... Adică primul elicopter, prima barcă, apoi a doua. Iau de aici, fraiere! Sau cum ar spune motocicliștii, sissy boys? Bun, se pare că am lucrat destul de rapid. Hai să o duc pe Luis acasă. Da, take Luis home. I'm sorry. Things just keep cropping up. Maybe we can still have some fun. That's okay, Vic. I had fun. But I should be getting back to Mary Beth now. Oh, yeah. Sure. Da, hai să te ducem acasă că Mary Beth are nevoie de tine. Are nevoie copilul de mama lui. Da. Martinez o să facă gargară când o să afle că i-am atacat oamenii. Dar pun pariu că acel grup infracțional secret al lui Martinez, cred că are... Normal. Normal.
Da. Oarecum, grupul infracțional secret al lui Martinez are acces la tehnologia militară, adică la muniția militară din Fort Baxter, datorită lui Martinez. În fine, uite că am ajuns în Little Havana, acasă. Misiune terminată. Ziua plății Imperiului de $64,000. Mai trebuie să-mi de Martinez. You were lucky, Vic, but you've got shit for brains. Just remember, luck runs out. Sigur, sigur! Da, sigur. Mai trebuie să primesc un mesaj? Nu cred. Deci, cam atât pentru azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați subscribe dacă n-ați făcut-o deja, să dați un share să vadă și prietenii și pe lângă butonul de subscribe nu uitați să apăsați și pe clopoțel pentru a rămâne la curent atunci când va ieși un nou videoclip pe acest canal și până data viitoare vă salut, ciao!